Fermierii care doresc să beneficieze de credite să se descurce cu lucrările agricole din această perioadă sunt așteptați la APIA. Valoarea estimată a ajutorului este de 100 de euro pe hectar pentru anul ăsta de la Uniunea Europeană. Iar pentru asigurarea unei garanții, potrivit materialelor care ne-au venit de la centrală și din convențiile cu băncile și cu fondul de garantare agricol, a creditului agricol, trebuie dăm adverință până la nivelul sumei de 90 de euro pe hectar. Acestea, diferite de confort, le spunem noi, constituie o garanție pentru fermier că sumele care le iau ca și credite vor să fie rambursate fără niciun fel de problemă. Cei care intenționează să obțină un credit trebuie să știe că vor avea de plătit și o serie de comisioane băncilor băncile nu dau aceste credite gratuit. Din sumele care li se convin ca ajutor financiar, băncile își retrag comisioanele și dobânzile aferente sumelor împrumutate. Este avantajos din cauza că nu îi pe cât posibil, pe cât posibil să-și facă lucrările în termenile optime așa cum le dictează tehnologia. Deci n-ar mai fi și sursa de finanțare o pedică în calea desfășurării activităților. Adeverințele se eliberează până în jurul datei de 15 octombrie, când apia începe acordarea avansurilor la plăți. În anul precedent, peste 350 de fermieri au solicitat adeverințe în vederea accesării unui credit agricol.